Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, în care vorbim despre ceea ce înseamnă bărbatul adevărat, ceea ce înseamnă un bărbat matur din punct de vedere emoțional, relațional, din punct de vedere al vulnerabilității, felul în care el intră în contact cu propriile nevoi, cu propriile emoții Și astăzi schimbăm, ca să spun așa puțin, registrul și ne ducem în istoria medievală a Japoniei Încercând să aflăm cum era bărbatul în acea perioadă Bineînțeles că vom vorbi și despre etică, vom vorbi despre morală, despre moralitate, vom vorbi despre codul onoarei, cum era bărbatul în cultura niponă. Astăzi alături de noi este Dragoș Chiric, sensei, practicant al tradiției lui Miyamoto Musashi și pornim discuția noastră de la o recomandare de carte. Este vorba despre cartea celor cinci cercuri Gorinoșo de Miyamoto Musashi, o carte publicată în colecția Zen a editurii Herald. Câteva, Aș începe cu câteva versuri, câteva cuvinte, un extras din Dokodo, Testamentul filozofic al lui Miyamoto Musashi încearcă să fie nepărtinitor în orice împrejurare nu fi invidios pe ceilalți, nu te mâhni pentru despărțiri, nu te înconjura cu lucruri de preț, căci nu-ți sunt de niciun folos. Nu te înfricoșa de moarte, preamărește-i pe toți iluminații, buda și pe toți zeii, dar nu te bizui pe ei, nu te îndepărta niciodată de calea strategiei. Iată, aceste versuri parcă... Așa cum, cum am spus puțin mai devreme, sunt extrase, parcă țin de un soi de sfaturi pe care le întâlnim și astăzi, dar cu atât mai mult în acea perioadă Miyamoto Musashi spune despre felul în care ar trebui să ne conducem în viață, după ce fel de principii, să spunem și de valori morale. Dragoș Chiric. Bună ziua. Bine te-am regăsit și bine am regăsit ascultătorii noștri. Da, musashi este un simbol în Japonia, chiar și astăzi. Sunt 400 de ani de când a trecut în neființă și păstrează această imagine a samuraiului, ce toate, să zic valorile tradiționale pe care oamenii consideră că un samurai sau un luptător ar, ar trebui să le aibă. De ce? Pentru că, pe de-o parte, a existat un, un roman celebru, Iji a scris, scris de Iji Yoshikawa, ce îl prezintă pe Musaș într-o aură foarte interesantă, puțin, foarte, foarte puțin reală însă, dar de aici Musashi a devenit un personaj de legendă. Cred că nu există Practicant de arte marțiale din Japonia, cel puțin, care să nu uh, îl cunoască sau să nu fie auzit despre Musashi și despre celebrul său tratat de uh, strategie și arte marțiale intitulat uh, Gorino-Sho. Sau uh, cartea celor cinci cercuri sau cartea celor cinci acțiuni, depinde de zona de unde venim și ce înțelegem noi prin, prin Gorino-Sho. Da. Uh, Interesant este că docu 2, 2, așa cum uh, ai spus, este o lucrare foarte importantă. și a scris-o exact cu șapte zile înainte să moară, mai exact pe 12 mai 1645, uh, și este ca un testament al său pentru uh, adepții săi, pentru elevii pe care i avea, pentru practicanți și pentru, hai să spunem, lume. Uh, sunt 21 de paragrafe în acest uh, text. Toate sunt ca o esență, adică nu sunt foarte lungi, scurte, lapidare, extrem de concise. Um, ce să zic, este un text foarte greu. și l-a scris ca o... Ca o cale, de fapt, asta și înseamnă, pe calea, calea pe care am urmat-o singur, da? ca, o, ca un set de reguli pentru practicanții, pentru elevii săi. Sunt chiar unul dintre ele, acest aspect pe care l-ai citit, am respectat zeii și pe Buddha dar nu m-am bizuit pe ei. Este la paragraful numărul 19 reflectă mentalitatea individului la acel moment, adică Musaș era un luptător dincolo de a fi de a-și pune încrederea în divinitate, făcea tot ceea ce ține de el ca lucrurile să se îndrepte în direcția dorită. Nu își punea speranța în cum se zic, în forțe uh, supranaturale, nu invoca Milă sau favoruri din partea Divinității, ci pur și simplu își făcea ceea ce el avea de făcut uh, pentru a fi sigur că re reușește. Deci, uh, cam asta era Musashi. Musashi a fost un personaj destul de aspru, aș zice, mai mult ca un ascet în artele marțiale. Nu a avut uh, o viață socială comună. Da? Deși a avut o relație, de exemplu, cu o doamnă la un moment dat, în timpul existenței sale, foarte puține texte vorbesc despre acest lucru, dar se pare că chiar a existat, toată viața a rămas destul de departe de relațiile amoroase. Nu s-a implicat prea tare. Efectiv, a fost un ascet al artelor marțiale chiar undeva scrie la paragraful 2 în docu 2, 2 nu am căutat plăcerea propriului corp. Da, este oarecum foarte clar ce a vrut să spună. Nu am regretat ceea ce am săvârșit deja. Aici ne întoarcem și spunem că dacă tu faci ceea ce consider că este corect, etic, Oriceea ce ai face, nu ai de ce să ai regrete. Pentru că dacă ești împăcat cu tine, adică atât mintea emoțională cât și mintea, hai să zicem, rațională, în momentul în care aceste două sunt armonizate, atunci nu ai regrete în ceea ce faci. Regretele, de regulă, apar în momentul în care aceste două aspecte ale minții sunt în opoziție. Da? Un soi de conflict, uh, conflict interpersonal. Da, numește în psihologie. Da. da. asta vreau să zic. Cred că foarte multe probleme psihice apar din, ca urmare a acestui conflict. Adică, pe de-o parte, îți dorești ceva, pe de altă parte, știi că este bine să faci altceva și atunci este un conflict permanent în mintea ta. Lucru care, în funcție de cât de grav este acest conflict și cât de Hai să zic, puternic sau labil ești, atunci poți să te îndrepți într-o direcție sau alta, din punct de vedere de psihic. Din punct, te rog. Din punct de vedere al, al bărbatului, nipon, japonez, al masculinității, cum, cum îl percepem pe Musa? Și să spunem că el este un caz aparte. Faptul că a ales. Și nu mă miră faptul că ales o viață, să spunem, mai înclinată spre, spre ascetism, poate mai multă disciplină, mai multă rigoare, pe care de altfel o și întâlnim în general la, la, la samurai și la luptătorii japonezi, mai ales cei din, din Evul Mediu. Care erau valorile care stăteau? La, sau virtuțile, hai să le numim poate chiar virtuți Virtuți, valori, principii de viață Care stăteau la baza uh, unui bărbat în cultura, în cultura nip niponă Pentru că mă gândesc că și acolo vorbim despre Ca și în alte culturi, bineînțeles, și în alte tradiții spirituale Vorbim despre un soi de uh, parcurs, de uh, demers, de proces inițiatic Felul în care copilul, băiețelul era crescut într-un anumit fel, cel care devenea adolescent, cel care pleca în primele lui bătălii, probabil că câteodată însoțit de un maestru sau însoțit poate de, ta, de un tată, de un unghi, cineva din, din familie care să spunem că liniția iniția, până devenea bărbat și știa exact cum, cum stau lucrurile. Mă gândesc că și aici în zona masculinității din cultura niponă există acest proces al inițierii și l-aș numi al devenirii unui bărbat. Um, da, iau în tradițiile samurailor vechi, nu actuale, aveau câteva trepte prin care copilul devenea, să zic bărbat. Da, deci aveau așa zise inițieri, niște ritualuri prin care copilul pur și simplu spunea, uite, până astăzi ai fost, te-ai jucat, așa, de astăzi încolo trebuie să fii mai responsabil, trebuie să... Din păcate, aceste evenimente în viața tânărului japonez erau destul de premature, adică undeva între 10 și 12 ani trebuia să se facă ceremonia de trecere de la Copil, la așa zis, nu adult, dar în sensul că, din momentul acela, practic, era considerat bărbat. Destul de prematur. Totuși, erau vremuri foarte dure. Musashi a avut primul său duel pe viață și pe moarte la doar 13 ani, adică avea 13 ani când și-a omorât primul adversar noi nu putem astăzi să ne imaginăm lucrurile în felul ăsta, pentru că a fost vorba de un duel. A fost vorba de un accident în care doi tineri s-au luat la bătaie și au urmat, a decedat unul dintre ei. Nu, a fost vorba de un duel, în adevăratul sens al cuvântului, cu arme, în care unul dintre participanți era chiar trecut de 20 de ani, celălalt avea doar 13 ani, S-au luptat și uh, unul dintre ei a decedat. Următorul duel al lui și a fost la 15 ani, la 17 ani al duel, La 19 ani a fost deja în primul război din viața sa. Chiar. Erau vremuri uh, pe care noi astăzi cu greu le putem surprinde sau să ne le putem imagina. Și atunci maturitatea maturitatea bărbatului nipon era mult mai uh, adică se făcea mult mai repede. Erau vremurile dure Cine s-a bine, cine nu s-a nu era atât de bine. Da? Deci, cred că niște vremuri grele fac ca oameni de cu un mental puternic să apară. Oameni, cum să zic, oameni duri să apară. Adică, cu cât vrem, vremurile în care le, pe care le trăim sunt mai stresante, cu atât oamenii vor fi mai să zic, duri. Pe de altă parte, da, vor fi și oameni care vor ceda psihic, care nu vor face față acestor vremuri, acelor vremuri și atunci nu făceau față. Și atunci cedau. Apăreau tot felul de probleme, psihice în special. Da. În ce măsură, să spunem, fac aici referire cum spuneai tu și la duelurile, iată, câștigate de Musashi și vorbim aici despre uh, arta de a mânui, arta de a lupta cât mai bine posibil spre perfecțiune, aș putea spune, cu, cu sabia Și pentru că și tu te-ai ocupat și te ocupi în continuare fiind practicant al tradiției lui Miyamoto Musashi uh, de... Anumite sporturi care țin de zona aceasta a luptei cu sabia și ce ține de partea de arte marțiale. Cât de mult contează, să spunem, practicarea unui sport din această, din această zonă pentru un viitor bărbat. Și aici nu mă refer neapărat pentru că în campania noastră, bineînțeles că am încercat să aflăm, mai ales în vremurile pe care le trăim vremurile pe care, cum spuneai tu puțin mai devreme, sunt vremuri foarte tulburi, sunt vremuri foarte stresante, care din păcate cred că scot la iveală mai degrabă agresivitatea din oameni și când spun oameni mă refer în general, <coughs> pentru că o scoate și din femei, nu doar din bărbați. Agresivitatea și vedem mai ales în zona politicului. Dar cu atât mai mult cu atât mai mult societatea ne inoculează un lucru uh, foarte bizar și anume uh, Vulnerabilitate egal slăbiciune. Faptul că nu ești în contact ca bărbat sau ca tânăr, ca, eu știu, copil, adolescent, puber, că nu ești în contact cu propriile emoții, nu știi să-ți le gestionezi cu propriile emoții și cu propriile nevoi, te face cumva slab. Și societatea vine și spune: no, vulnerabilitate egal slăbiciune. Un bărbat, nu știu, nu are voie să-și exprime emoțiile. Pe de altă parte, la fel, societatea vine și spune. Masculinitatea sau denotă acest fapt că masculinitatea se duce un pic mai mult în zona agresivității și nu în zona aceea a înțelepciunii. Pentru că atunci când vorbim despre un luptător cu sabia sau cineva care practică ca sport, ca din punct de vedere competitiv, artele marțiale, eu cel puțin, îmi imaginez un om blând, îmi imaginez un om foarte, foarte echilibrat, foarte înțelept. Și aș putea spune chiar în zona aceasta de non-combat. Sau își, 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 își cunoaște atât de bine corpul, își cunoaște atât de bine corpul, și, și loviturile pe care le poate aplica. Și știu poate din tinerețea mea, când foarte scurt timp am practicat. Când până și o lovitură este atât de bine gândită și gestionată, tocmai ca să nu rănești pe, pe, pe adversar Vorbind aici doar de spiritul sportiv și competitiv. Adică, cred că numai, numai, numai bărbații care sunt duși mult sau au în mintea lor zona aceasta de agresivitate, cred că ei își doresc poate să facă un sport doar în ideea că eu sunt superior și eu oricând pot să-l pun la pământ, un adversar poate mai slab. Dar, altfel, un, un astfel de bărbat nu caută, de fapt, violența, este non-violent. Cred, cred că este o chestiune de vârstă, întâi și întâi. Adică, după cum știi, în toate tradițiile laice și mistice, uh, maturitatea era considerată undeva mult, uh, mult trecută de 20 de ani. Da? De exemplu, 30 de ani în cazul creștinismului, da? adică Isus Hristos a început să vorbească. După 30 de ani. De ce? Pentru că de-abia atunci era considerat uh, adult, da? Adică nu adult. Avea dreptul să vorbească. Uh, de ce? Pentru că înțelepciunea nu poate să vină decât odată cu vârsta. Oricât de mult ne-am chinuit și ne-am străduit și oricât de mult am educat noi o persoană, uh, fără să aibă propriile sale experiențe, fără să treacă prin propriile sale. Evenimente, nu are cum să își însușească uh, aceste chestii. Deci, faptul. acum, că un tânăr uh, este sau nu mai mult sau mai puțin stăpân pe sentimentele și pe trăirile sale, este o chestiune relativă. Dar până ce nu trece de o anumită vârstă, părerea mea este că nu are șanse mari să, să fie foarte înțelept. Ok, știu că sună puțin. Uh, nepotrivit, dar asta este părerea mea personală. Eu personal nu consider că am avut o viziune corectă asupra vieții mai devreme de 30 de ani. Pur și simplu, după 30 de ani s-a întâmplat. Pentru că ai nevoie de acumulare, ai nevoie de experiență, ai nevoie să vezi dacă ceea ce crezi este potrivit societății în care te manifesti. Dacă oamenii cu care interacționezi sunt de acord cu ideile tale și cu viziunile tale, chiar la un moment dat în ne întoarcem la el, Musa și spune la paragraful 1, zice: Nu am mers împotriva căii ancestrale din această lume. Ce vrea să spună este că nu, adică dacă ieși în afara ești foarte mult în afara tiparelor societății în care tu te manifesti, în care trăiești, în care existi, în care na, lucrezi astăzi, în zilele noastre, atunci societatea te va împinge spre exterior. Și este normal să se întâmple asta. Adică dacă nu te adaptezi mediului în care te manifesti... Ești marginalizat. Să... Ești marginalizat și este normal să fie așa. Adică, ok, poate ai niște viziuni diferite, dar trebuie să Înțelegi și lumea în care uh, existi și să te adaptezi și la ea. Poate trebuie să traduci mesajul tău pentru ceilalți, să-l înțeleagă mai bine, dacă consider că este un mesaj bun, dar poate nu este un mesaj bun. Deci, din aceste experiențe pe care uh, bărbatul le are și omul le are, uh, rezultă form uh, formarea sa psihică. Da? Adică, ok, uh, a fi sau a nu fi vulnerabil. Uh. Cred că toți avem micile noastre vulnerabilități, nu? Adică nu cred că există cineva care. Nu, domne, eu nu am nicio vulnerabilitate, eu sunt perfect, Puternic, sunt da. precum diamantul. Nu, nu există așa ceva. Da? Doar că trebuie să ni le recunoaștem și trebuie să lucrăm acolo unde sunt. Adică dacă constatăm că avem un lucru care ne este, cum să zic, deficitar trebuie să facem ceea ce avem de făcut. Revenind la artele marțiale, artele marțiale <fie> sunt propice tinerilor. De ce? Întâi și întâi avem o cantitate de energie enormă atunci când suntem adolescenți. Această energie, dacă nu o descarci undeva, dacă vrem, când eu eram tânăr, mergeam, băteam maidanul, erau alte vremuri și aveam unde să descărcăm această energie. Astăzi copiii din ziua de astăzi nu au aceste lucruri. Uh, și atunci să meargă spre sport este unul dintre cele mai bune lucruri pe care ar putea să le facă. Îl recomand tuturor tinerilor să facă sport. Este foarte, foarte important. Adică și părinților care consideră că meditațiile și școala sunt uh, mai importante decât sportul. Nu, nu este adevărat. Pentru că o minte sănătoasă nu poate să existe decât într-un corp sănătos. Iar dacă corpul îți are probleme, are carențe, are deficiențe, atunci, cu siguranță, mintea ta începe să dea erori. Adică, o persoană care, să zicem, devine obeză la o vârstă fragedă, o să fie un pic. o să aibă niște probleme. O să fie perceput într-un fel. Știm foarte bine că tinerii. Fac glume pe uh, seama celorlalți, adică își fac glume între ei. E, aceste glume care sunt nevinovate, de fapt, uh, la un moment dat încep să creeze o. cum să zic, uh, o problemă în cazul celui care, să zicem, ar fi obez. Și atunci el zice, ba, sunt mai grăsuți, ce să fac uh, și ușor- ușor apar probleme psihice. Deci, oamenii ar trebui să. părinții ar trebui să înțeleagă că sportul este foarte important. Foarte important pentru tineri nu, e, Adică prea, îi se acordă prea puțină importanță um, Și atunci, de ce? Pentru că, unul, când facem sport Învățăm să-i respectăm și pe ceilalți Că este adversar, că este partener Fără un partener nu poți să faci sport Ok, poate face atletism și alergi Dar uh, adversarul Trebuie să înveți despre adversar Trebuie să-l respecti Trebuie să înveți despre anduranță Ce înseamnă să fii persuasiv ce înseamnă să insisti în, în practica pe care o faci. Sportul te învață toate astea. Da? Să nu cedezi, să -ți încerci să-ți depășești limitele, să nu. La primul obstacol pe care îl găsești, să nu zici, că e prea greu, eu mă duc să mă culc. Nu, trebuie să mergi mai departe. Da? Deci, asta este un lucru pe care sportul oferă. Pe lângă faptul că îți oferă o condiție fizică bună, o sănătate bună, îți oferă și niște avantaje uh, psihologice. A, îți creează o mentalitate, o mentalitate de Mari, Foarte mulți sportivi au această mentalitate, adică reușesc și în viață. Au reușit în sport, reușesc și în viață, reușesc în cariere, reușesc în să, se fi, să, fi, să se integreze în societate. De ce? Pentru că au această mentalitate, mentalitatea omului care știe ce vrea fa și face ceea ce trebuie să facă pentru a obține acest lucru. Deci, sportul. Din punctul meu de vedere, este foarte important, cel puțin în prima parte a vieții. Aș încheia discuția noastră cu o, cu o rugăminte de a, de a oferi un sfat sau o recomandare, în sensul în care pe tine te-a influențat atât de mult personalitatea covârșitoare, personalitatea remarcabilă a lui Miyamoto Musashi. De ce ar fi util ca această carte să fie citită? Gori Cartea celor cinci cercuri. Ce, hai să spunem în cazul în care o citește, probabil că este o carte cu o adresabilitate mai mult către sexul masculin, către bărbați. Ce ar trebui, care este esența învățăturilor și pe care uh, un tânăr sau un bărbat matur, să spunem, ar putea să le uh, obțină, să le culeagă, de fapt, din această carte? O, este foarte greu să răspund la această, la această solicitare, să zic așa. Uh, da, este un subiect foarte larg. Dacă ne întoarcem la docu 2, 2 uh, paragraful 21 spune Nu m-am îndepărtat nici când de la calea strategiei uh, Ce vrea să spună Musea, și aici este că în momentul în care faci ceva este făl și fii 100% angrenat în ceea ce faci mai sunt și alte paragrafe în text care îndeamnă în aceeași direcție, dar uh, Musashi este un simbol. Trebuie să-l percepem ca atare. Da? Vremurile nu mai sunt așa cum erau pe vremea lui, în timpurile lui, iată, așa că trebuie să ne adaptăm la societatea noastră, dar trebuie să înțelegem mesajul lui. Uh, să fim modest este una din virtuțile samurailor. Da? Uh, să respecti, să, să respecti pe ceilalți. Părinții, profesorii, ceilalți oameni, copiii, nu contează. Să respecti, să fii moral. Uh, cred că a fi moral există, nu există religie sau orice cale spirituală care nu vorbește despre uh, a nu fura, a nu ucide, a nu minți, sunt legi pe care le, le știm peste tot. Uh, Musashi este într-un fel chintesența sau întruchiparea tuturor acestor virtuți. Da? A fost curajos încă de tânăr, a fost uh, persuasiv în practică, uh, a fost moral, da? a sp cum spune paragraful în care zice nu am avut regrete, adică am făcut ceea ce am considerat că este corect și în felul acesta nu am avut niciun fel de regret. Spune respect zei, respect divinitățile. Cu siguranță el a fost un tip care a intrat în cele mai înalte, să zic așa, curți ale momentului. Adică în Japonia el a fost la cei mai mari seniori. A fost considerat chiar. Orașul Cocura, arhitectura orașului Cocura la momentul lui, el era cel care o făcea. Apoi a mers în Kumamoto, unde a fost angajat de seniorul local în privința strategiei de război. Deci a fost un tip integrat. Practicantul de arte marțiale trebuie să fie un om care se integrează în societate. Nu trebuie să fie un om care se remarcă prin violență exacerbată. Trebuie să știe locul, trebuie să fie uh, răbdător, trebuie să fie perseverent. Adică să fie un om moral. Asta învățăm noi dacă ne uităm la personajul Musaș. Este un uh, personaj interesant pentru că este ca o lumină pe care trebuie să o urmărim. Ok. Încercăm să mergem ca și el pe calea, aia, încercăm să avem aceleași virtuții cu el. Poate să reușim, poate nu o să reușim, vremurile s-au schimbat, dar este bine să avem un ideal. Un ideal de valoare. Cred că asta este musa și de fapt. Este un ideal pentru foarte mulți practicanți de arte marțiale. Dra Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Sensei Dragoș Chiric, practicant al tradiției lui Miyamoto Musashi, despre moralitate, despre etică, despre virtuți, despre valori de viață și principii de viață în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între autenticitate și vulnerabilitate, vorbind pe marginea cărții Cartea celor cinci cercuri Gorinoșo de Miyamoto Musashi, o carte publicată în colecția Zen a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult lui Dragoș Chiric pentru că ne-a împărtășit aceste gânduri despre, să spunem, demersul acesta și procesul inițierii de a deveni bărbat în cultura niponă niște lucruri foarte interesante spun eu din această perspectivă. Noi vă mulțumim foarte mult cu recunoștință că ați fost și astăzi alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine.